acest loc. Îi mulțumim Domnului că ne aflăm în casa Lui și este atât de frumos și plăcut în ochii Domnului când oamenii se adună și laudă și preamăresc pe acela pe care l-au căutat și este acela care a salvat lumea din acest păcat. Poezia care am pregătit-o vorbește într-o mică parte despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat la viața mea, m-a căutat de pe căile mele rătăcite și spre rușinea mea o spun că nu-l căutam. El a fost acela care m-a căutat, s-a atins de inima mea și mi-a dat o identitate nouă, de aceea vreau să-L laud și să-L preamăresc, pentru că ești Domnul vieții mele. Amin. Nu mântuirea căutam, nici nu știam că am păcate, când înspre stele mă amântam cu dorul de eternitate. Nu pe Iisus să-L căutam, nici nu știam de o mântuire. După nemărginire înțeleam, tânjeam după desăvârșire. Ci vieții căutându-i rost, cu ochii dincolo de fire, mi-a apărut Iisus Hristos, uitându-se la mea privire. Era nemărginirea mea, necuprinsul din mine, desăvârșirea însăși ea, prealinul stărilor divine. Pe El îl căutasem eu, pe El izvorul vieții mele. Acesta este Dumnezeu care a dat sens vieții mele. Vibrat tot aerul în jur, neperceput de vreo ureche, de-abia puteam să mă îndur frumusețea-i fără pereche. Stăteam în fața Lui ca mut, fără veșmânt de îndreptățire. Cum de-am putut trăi atât de mult, fără să știu de o mântuire? Când m-a privit în ochi divini, mi-a despărțit viața în două și am înviat cu El de plin în făptura mea cea nouă. Și toate cele vechi s-au dus și cele noi au prins să vină. Și în fruntea lor venea Iisus, cu împărăția-i de lumină. Amin.